Bravo, Giorgio, bravo! Bravo, grazie, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo!
aglomerat. Au ținut băieții să nu pierdă cu liderul? Nu, nu, nu. În primul rând ne-am dorit să ne facem un antrenament bun. Am vrut să le dau minute tuturor și am terminat jocul cu 3 juniori în teren, unul chiar de 16 ani. Petrolul după jocul prestat în prima parte a campionatului rămâne prima candidată și pentru celelalte două locuri, două, trei și cu cele de baraj, bineînțeles că Hermastadul, Chiajna, cu campanii foarte bune de achiziții și după vom vedea celelalte. Sperăm să fim și noi. Mai cum apreciez liderul echipei la acest moment? Suntem la nivelul la care trebuie să fim. Ne pregătim bine. Din păcate, terenurile nu sunt destul de bune, dar vreau să le mulțumesc oamenilor de la Blejoi că ne-au primit să facem meciul pe terenul ăsta bun. Că încercăm să ne adaptăm. Din păcate, au survenit ceva accidentări. Am preferat să menajăm mai mulți jucători azi. Una peste alta, suntem ok. Paradoxal, au început băieții să acuze anumite probleme chiar înainte de cantonament, nu în timpul cantonament. Da, unele sunt mai noi, altele mai vechi. V-am spus, eu cred că sunt normale dacă ținem cont că ne-am antrenat o zi sintetic, o zi înghețat, o zi mai dezghețat. Sunt lucruri normale pentru vremea asta, de-aia e și bine că reușim să plecăm în cantonament. O să avem terenuri bune, două săptămâni bune în care să ne pregătim. Planul ofensiv, să-i fi dorit mai mult la acest moment, mă refer la cele două jocuri. Da, desigur că aș vrea la fiecare joc să marcăm mult, dar întâlnim un adversar, toate echipele sunt organizate, diferite nivele de pregătire. O să vină și golul, cu siguranță. Avem trei atacanți buni și sunt sigur că la momentul jocului oficiale o să îl găsim și pe cel care să ne marcheze. Ne respectăm, eu respect toți antrenorii. Am dorit și succes acum, mi-ar plăcea să ne întâlnim în play-off, să jucăm contra lor. Nici nu contează numele adversarului, important e că mergem și ne pregătim pe teren bun aproape două săptămâni și jucăm patru meciuri foarte bune.